Bună tuturor! Astăzi filmez un Q&A pentru că nu am mai filmat unul, cred că, de vreun an și pentru că am primit foarte multe întrebări în ultima perioadă, probabil și din cauza persoanelor noi care au venit pe canalul meu, m-am decis că este momentul să fac un nou Q&A, așa că v-am cerut pe Facebook și pe Instagram să-mi puneți în comentarii întrebările voastre și s-au adunat foarte, foarte multe spre surprinderea mea. Vă mulțumesc tuturor pentru întrebările pe care mi le-ați lăsat. Chiar vă mulțumesc din suflet, nu mă așteptam să fie atât de multe, dar din păcate nu o să pot răspunde la toate pentru că ar dura foarte mult acest videoclip. Așa că pentru astăzi am făcut o selecție. La restul de întrebări o să văd cum reușesc să răspund, ori prin comentarii, ori poate mai fac un Q&A, să vedem. Depinde cum va fi primit acest videoclip, deci dacă vă plac clipurile de genul acesta, puneți un like și o să mai fac. Deci pentru azi am făcut o selecție și o să răspund la întrebările voastre. Dar înainte de asta vreau să menționez un lucru foarte, foarte important și de aceea cred că puteți observa și voi că sunt foarte fericită și foarte energică și sper să reușesc să vă transmit și vouă această stare. Și energia aceasta mea și entuziasmul se datorează faptului că ne-am adunat pe acest canal peste 40.000 de oameni. Pentru mine cifra asta înseamnă enorm de mult. Când am încărcat primul meu videoclip, nu-mi imagineam că o să ajung aici. Iar acum că am reușit să ne adunăm atâția pe canalul meu, vreau să vă mulțumesc din suflet că v-ați abonat și vreau să vă răsplătesc pentru lucrul acesta și să organizez un concurs aici pe YouTube. Dacă ați văzut videoclipul anterior, deja știați că se va întâmpla asta. În primul rând o să vă arăt rapid premiile ca să vedeți ce puteți câștiga. Selecția de produse pe care eu am făcut-o conține anumite produse care mie îmi plac foarte mult și am vrut să le încercați și voi și haideți să vedem ce am ales pentru voi. Am ales noul fond de ten de la Giordani Gold, Liquid Silk cu SPF 12 și l-am luat în nuanța Light Ivory. Este nuanța de mijloc, adică nici prea închis, nici prea deschis și sper să-i se potrivească câștigătoarei. Am ales rujul acesta de la Giordani, este cel în ambalajul auriu și este nuanța True Red. Este un roșu clasic foarte frumos. O să vă ofer și kitul acesta de sprâncene din gama The One, care la fel este preferatul meu și mai tot timpul îmi fac sprâncenele cu el. Vă ofer și tușul acesta tip carioca de la The One, care este foarte, foarte iubit și eu l-am luat pe negru. Renumitul rimel Wonderlash de la The One. Una dintre ojele mele preferate de la The One. Este o ojă superbă și foarte opacă, pur și simplu eu o iubesc. Iar pentru îngrijire am ales să vă ofer și vouă două produse din gama Love Nature, pentru că dacă mă urmăriți știți că mie îmi plac foarte mult produsele din această gamă și am pentru voi gelul acesta de duș cu ulei de măsline și aloe vera și săpunul solid exact din aceeași gamă. Iar pentru față am acest exfoliant cu apă din nucă de cocos. Deci acestea au fost premiile pe care eu le-am ales pentru câștigătoare. Și da, o să fie o singură câștigătoare. Concursul se va desfășura aici pe YouTube, chiar la acest videoclip. Dar toate regulile, condițiile, detaliile despre acest concurs o să vi le las în descrierea videoclipului. Așa că dacă vreți să participați, verificați descrierea și îndepliniți toate condițiile. Iar apoi eu voi face extragerea prin site-ul random.org. Și cam atât. Sper să vă placă giveaway meu și să participați într-un număr cât mai mare și încă o dată vă mulțumesc foarte, foarte mult că v-ați abonat la canalul meu. Iar acum, haideți să trecem la videoclipul propriu zis de astăzi. Și haideți să-i dăm bice pentru că nu vreau ca acest videoclip să dureze extrem de mult. Și voi începe cu întrebările pe care mi le-ați lăsat pe pagina mea de Facebook. Paula Gavriș, sper că am zis corect, mă întreabă, de cât timp ești consultant la Oriflame? Păi, consultant, dacă stau să calculez așa, cred că sunt 6 ani. Mihaela Țânțu mă întreabă, care este cel mai bun produs de la Oriflame pentru păr? Uleiul de păr din gama Eleo, clar. Daniela Radu, dacă ai fi nevoită să petreci 3 zile în deșert și să iei cu tine un singur produs de make-up, care ar fi acela? Fondul de ten, cu siguranță. Sorina Ioana, care este stilul tău vestimentar și cu ce îți place să te îmbraci în general? În general îmi place să mă îmbrac așa casual, să am un stil cât mai relaxat, mai lejer, dar mai adopt și un stil office, deci office casual, cam așa. Și tot Sorina mă întreabă ce sfaturi ai da cuiva la început de drum în Oriflame. Îndrăznește să visezi, fă-ți un plan și acționează astăzi. Ada Ciupercă mă întreabă, ai avut experiențe frumoase la Oriflame? Da, cu siguranță da, unele dintre cele mai frumoase experiențe pe care le-am trăit eu în viața mea. Andra Elena, de ce nu faci daily vlog? Să știți că m-am gândit și la ideea aceasta, dar nu știu cum ați primit-o voi, așa că
Ar fi super dacă mi-ați scrie în comentarii ce părere aveți de daily vlog, dar nu știu cât de interesant ar putea să fie subiectul acesta, pentru că nu pot să zic că în fiecare zi fac lucruri așa interesante care să fie filmate. Radiana Toader mă întreabă, cum e să fii student la drept? Faci față? Draga mea, am făcut un videoclip întreg despre cum este să fii student la drept, așa că te invit să cauți pe canalul meu printre videoclipuri, că sigur o să-l găsești. Albo Alexandra, de cât timp ești cu prietenul tău? Cred că avem cam un an și jumătate. Irina Mihaela Claudia mă întreabă, cum a început pasiunea pentru machiaj? Pasiunea pentru machiaj cred că a început din cauza YouTube-ului. Vedeam foarte multe tutoriale, foarte multe review-uri de produse și chestii de genul și am început să-mi cumpăr și eu produse și să mă joc cu ele pe fața mea și așa. Creierul meu a zis că de ce să nu o facem să fie obsedată de make-up. Tot Irina mă întreabă, de când te machiezi și machiezi alte persoane? Make-up așa mai complex, adică cu fond de ten, cu pudră, rimel, ruj, mai multe produse, îmi făceam cam din clasa a 9-a sau a 10-a, dar până atunci mă machiam foarte puțin și rare ori cu fond de ten și dacă machiez și alte persoane, în momentul de față nu mai machiez pentru că timpul nu mai îmi permite. Iulia D.S.N. mă întreabă, care produs de păr ți se pare a fi un must-have? Uleiul de păr. Clar, uleiul de păr. Alexia Iordache, îți place emisiunea Bravo Ai Stil? Pot să zic că da și nu, adică ce mi se pare drăguț la ea și ușor educativ ar fi faptul că dacă ești atent la ceea ce se vorbește în momentul jurizării, poți să mai prinzi unele chestii de la jurați. Dar în rest, emisiunea mi se pare mai mult pe bază de scandal, de certuri și parcă scoate așa răul din fiecare concurentă. Tot Alexia mă întreabă care este cea mai bună paletă de machiaj din colecția ta. Nu pot să aleg o singură paletă. Știți că mie îmi plac toate paletele pe care le am de la Too Faced, de la Urban Decay, cea de la Anastasia, de la Melchior. Așa că nu am cum să aleg. Tot Alexia mă întreabă care este sportul tău preferat. Dacă ar fi să aleg doar unul, să zicem că ar fi dansul. La mare sau la munte? Clar, la mare. Cu ce filmezi? Cu ce cameră? Filmez cu Nikon, cu un D3200. Jacqueline Neacșu, îmi pare rău, draga mea, dacă nu am pronunțat corect numele tău. Care este emisiunea ta TV preferată? Nu am. Eu nu prea mă uit la televizor, mă uit extrem de rar sau doar dacă îl deschid așa, că n-am ce face și mai aud chestii, dar să urmăresc o emisiune, nu. Te uiți la seriale? În momentul de față nu prea mă uit pentru că nu mai am timp. Și tot ea mă întreabă dacă da la care, dar m-am uitat la The Pretty Little Liars care s-a terminat, The Originals care urmează să se termine și el și Jurnalele Vampirilor care am înțeles că se va termina și el. Deci, super. Dar serialele acestea mi-au plăcut foarte mult. Cosma Cristina Enico mă întreabă, care este cartea ta preferată? Nu pot să zic că am o carte preferată, dar una care îmi place enorm de mult și simt că mă ajută pe mine în ceea ce fac eu în fiecare zi se numește Puterea de Convingere de la Napoleon Hill și nu are sensul din acestea negative, adică cum să influențezi lumea și să fii un răufăcător. Din contră, este o treabă foarte pozitivă, dar o să vă povestesc mai multe despre cartea aceea. Tot ea mă întreabă, dacă ai avea de ales între a fi consultantă la Oriflame și a avea un canal pe YouTube, ce ai alege? Nu pot să aleg dintre lucrurile acestea pentru că YouTube-ul pentru mine reprezintă o pasiune. Fac asta pentru că îmi place mie și încerc să vin cu videoclipuri utile care să vă ajute pe voi, iar Oriflame pentru mine reprezintă jobul, așa că nu pot să aleg. Mai ai frați sau surori? Da, mai am un frate mai mic. Ce-ți place să faci în timpul liber? Îmi place să mă uit pe YouTube și să dorm. În ultima perioadă chiar am nevoie de foarte mult somn. Tot ea mă întreabă, prefer să ieși în oraș cu iubitul tău sau să stați să vă uitați împreună la un film acasă? Film acasă. Alina Manole, îți vei face pe viitor un bullet journal? Dacă da, ne vei arăta clipuri cu el. Eu am un fel de bullet journal, încă nu este foarte bine conturat, ca să zic așa, adică momentan experimentez și eu cu el să văd ce îmi place mai mult, ce teme îmi plac mie așa mai mult, deci încă mai experimentez cu el, dar mă tot gândesc să fac un videoclip cu agenda mea, așa că dacă vreți videoclipul, spuneți-mi în comentarii. Acum voi trece la întrebările de pe Instagram, care sunt mult mai multe decât pe Facebook. Fechete Alexandra mă întreabă, văd că ești foarte îngrijită mereu, ai zile în care nu-ți vine să te machiezi sau să te aranjezi? Da, credeți-mă, am foarte multe zile de genul. După ce te machiezi o perioadă lungă de timp, mai tot timpul și experimentezi și chestii de genul și vin și alte lucruri pe care le mai ai de făcut, să știți că nu tot timpul îți mai vine să te mai aranjezi. Mai ales dacă stai în casă. Bineînțeles că mi îngrijesc tenul dacă stau în casă și nu ies afară, dar să mă machiez și să nu ies, nu văd scopul, decât dacă filmez. E, Adriana mă întreabă, respect cei 2 litri de apă pe zi? Da, pot să zic că respect cei 3
4 litri de apă pe zi? Beau foarte multă apă. Vivi 56 mă întreabă: ai dori să schimbi ceva la iubitul tău? Nu, nu aș schimba nimic la iubitul meu. Tot Vivi mă întreabă: te gândești să te mulți în alt oraș? Da, mă gândesc să mă mut. Și tot ea mă întreabă: de la ce brand ai cele mai multe produse de machiaj? Păi, ținând cont de faptul că sunt director la Oriflame, cred că de la Oriflame am cele mai multe. Georgiana Claudia: la ce facultate ești sau ai terminat? Sunt la drept și trec în anul 3. Melinda Stetco mă întreabă: care este parfumul tău favorit? Nu știu dacă ați văzut colecția mea de parfumuri, dar am foarte, foarte multe parfumuri și nu pot să aleg unul favorit pentru că tot timpul îmi schimb favoritul. Dar, în ultima perioadă, favoritul meu este Coco Mademoiselle de la Chanel. Iana Riscu mă întreabă: care este filmul tău preferat? If I Stay. Mi se pare foarte tare filmul acela și nu că ar fi cel mai bun film, dar filmul acela m-a atins pe mine. Andreea Aie mă întreabă: ce produse de îngrijire a tenului folosești? De obicei îmi schimb produsele, dar în momentul de față folosesc unele de la Oriflame. Folosesc cremele de față și crema de ochi și serul din gama Optimal Seven Out. Iar pentru curățare, momentan folosesc o loțiune micelară de la Yves Rocher și un gel de curățare de la The Body Shop. Andreea Vâlcu 2000 mă întreabă: care sunt serialele tale preferate? După cum am mai spus, The Pretty Little Liars, Jurnalele Vampirilor și The Originals. Și tot ea mă întreabă: la câți ani ai avut primul iubit? Primul iubit cred că te refer la o relație mai serioasă, gen. Cel puțin eu așa o interpretez și l-am avut la 16 ani. Ana Maria Tudor: ce produs nou ai vrea să apară la Oriflame? Ceva ce nu a mai fost până acum. Foarte interesantă întrebarea. Mi-aș dori tare mult să apară la Oriflame o bază de machiaj pentru ploape. Insta Ștefi 21: care ar fi următorul loc pe care vrea să-l vizitezi vara aceasta? Cipru. Dana Mihaela mă întreabă: care este fondul tău de ten preferat de la Oriflame? Este Longwear din gama Giordani, cred că așa îi zice, oricum vi l-am mai arătat și v-am mai vorbit despre el. Tot ea mă întreabă: și merită să fii reprezentant Oriflame? Da, merită, sunt foarte multe beneficii, foarte multe oportunități și poți să ajungi să trăiești niște experiențe inedite. Ultima întrebare de la ea: ți-ar plăcea să fii reprezentat la firma adversă, Avon? Nu, nu mi-ar plăcea și o să vă zic și de ce. Bine, cred că primul motiv deja vi-l închipuiți și voi, pentru că sunt la Oriflame, e logic. Dar dacă iei să compari fiecare beneficiu, ca să zic așa, din Avon și din Oriflame, poți să ajungi la concluzia că Oriflame este mult mai benefic și nu doar din punct de vedere a calității produselor, ci și a reducerilor, a oamenilor, a planului de business și multe alte lucruri. Ana Zahăr mă întreabă: la ce întâmpin probleme atunci când te machiezi, dacă ai? Câteodată mai întâmpin probleme la datul cu tuș. Și da, sunt dată cu tuș. Pentru că dacă mă grăbesc, ori încarc prea mult pensula de la tuș și risc să mă dau total la iurea, ori nu-mi iese cum trebuie, n-am răbdare și de asta întâmpin probleme. Lavinia Voinea mă întreabă: ce părere ai despre cursurile de automachiaj în general? Merită investiția sau mai bine investim bani în produse de make-up și învățăm să ne cunoaștem tenul, nevoile și cum să ne punem în evidență trăsăturile, uitându-ne la clipul și exersând. Sincer, nu prea știu ce să zic despre lucrul acesta, adică din denumirea lor, cursul de automachiaj înțeleg că te învață cum să te machiezi tu pe tine, iar din punctul meu de vedere cred că poți să înveți lucrurile acestea și singur, exact cum ai spus și tu aici. Cred că ai putea pur și simplu să te uiți la tutoriale sau să citești anumite cărți. Am văzut că există unele cărți în care îți explică, de exemplu, cum să-ți aplici iluminatorul sau blush-ul sau fondul de ten. Deci dacă vrei să înveți lucrurile acestea, să înveți să te machiezi doar pe tine, cred că poți să înveți și singur acasă. Andreea Eu mă întreabă: dacă ar fi să te caracterizezi într-un singur cuvânt, care ar fi acela? Spontană. Ce planuri ai pe viitor? Depinde dacă vorbim despre un viitor mai apropiat sau un viitor mai îndepărtat. În viitorul apropiat, spre exemplu, am un plan să merg până la Sibiu și în Cipru, iar în viitorul îndepărtat aș dori să termin facultatea de drept și să mă mut la București. Tot ea mă întreabă: la ce vârstă ai intrat în Oriflame? La 15 ani. Ai putea să stai o zi fără să te machiezi? Da, în multe zile stau nemachiată. Iuliana Iuli mă întreabă: ce produs folosești cel mai des în rutina de seară? Întotdeauna folosesc un produs pentru coșuri, pentru tratarea coșurilor, iar momentan folosesc ori gelul acela din gama Pure Skin de la Oriflame, ori uleiul de arbore de ceai de la Love Nature. Tot ea mă întreabă: care este prietena ta cea mai bună? Mădălina. În cazul care nu o cunoști, deja am făcut două videoclipuri cu ea. Tot ea mă întreabă: câți ani ai? Am 21 de ani. Oana Maria 06 mă întreabă: te-au recunoscut fanii tăi pe stradă? Da, m-au recunoscut și nu doar pe stradă. Denisa Maria 45: ai fost vreodată trădată de prieteni? Nu, trădată nu pot să zic că am fost, dar dezamăgită
Da? Instamari02 mă întreabă cine te-a motivat să faci clipuri pe YouTube. Nu pot să zic că m-a motivat o anume persoană. Mă uitam la mult mai multe persoane în momentul în care m-am decis să mă apuc de YouTube și cred că m-am gândit așa că aș putea să fac și eu ceva util pe YouTube. Și tot ea mă întreabă dacă avea un bilet de avion către orice destinație a lumii, care ar fi aceea. Mie mi-a plăcea foarte mult să merg la New York. Cred că îmi doresc să merg acolo de vreo 4-5 ani, cam așa. Deci New York ar fi. Tot Denisa Maria 45 mă întreabă care este magazinul tău preferat de haine. Cred că Stradivarius, de acolo vine mie așa să-mi cumpăr cel mai des hainele, dar mai am și altele, cum ar fi de exemplu Zara, Bershka, magazine din acestea. Raluca Tania Stan mi-a pus o întrebare foarte interesantă și anume: chiar dacă vei avea într-o zi un job în domeniul dreptului, vei continua cu YouTube-ul și cu Oriflame? Depinde mai exact ce job din domeniul dreptului. Dacă vorbim despre un magistrat sau despre un avocat, nu poți să faci altceva în afară de respectivele meserii sau să fii profesor universitar, deci nu aș putea continua cu YouTube-ul sau cu Oriflame-ul dacă aș alege aceste meserii, dar cred că dacă, de exemplu, lucrezi într-o companie la departamentul juridic sau ceva, cred că aș putea să continui cu YouTube-ul și cu Oriflame-ul. Dar rămâne să mă gândesc la treaba asta, adică nu m-am decis încă. Georgiana Rusu 17 mă întreabă ce zona Piteștiului frecventezi, sunt datoare cu o îmbrățișare. General merg prin centrul oraș, deci, dacă vrei să-mi oferi îmbrățișarea, ne vedem prin centru. Andreea Plamada mă întreabă: ai regretat vreodată că te-ai apucat de YouTube? Te-ai gândit vreodată să renunți? Nu am regretat niciodată că m-am apucat de YouTube. Eu întotdeauna consider că în viață e ok să experimentezi, să vezi ce se potrivește, ce te atrage, ce te pasionează, așa că de regretat nu am regretat niciodată. Dar de renunțat am avut chiar recent gândul de a renunța cumva, dar nu. Nu, nu se va întâmpla asta. Amora Catherine, sper că am zis bine, mă întreabă ce faci în momentele de panică. În momentele de panică eu fac mișto. Fac mișto de situație, fac haz de necaz, cum s-ar zice. Pentru că, nu știu, așa îmi vine mie să reacționez. Alina Stoica 79 azi mă întreabă: doresc să devii blondă complet? Momentan nu, mă gândeam după 40 de ani, poate par și eu mai tinerică dacă m-aș face așa un blond platină, să zicem, dar momentan nu. Și tot ea mă întreabă ceva foarte interesant: ai putea vreodată să renunți la unele branduri de make-up pentru a folosi doar pe cele care nu testează produsele pe animale? Depinde de produs. Dacă este un produs pe care eu îl iubesc din toată inima mea și cred eu că nu pot să stau eu fără el, poate nu aș renunța la el sau tot aș încerca să-i găsesc un înlocuitor la fel de bun, dar dacă ar fi să fie un produs așa, care să zicem că nu prea mă mulțumește sau nu mi se pare cine știe ce, da, aș renunța la el. Denit132 mă întreabă care este cea mai importantă calitate la o persoană din punctul tău de vedere. Eu zic că sinceritatea este cea mai importantă. Georgiana Mihaela 3112: te-ai gândit să iei o pauză de YouTube? Da, m-am gândit să iau o pauză, dar nu lungă, adică gen de o săptămână, două. Pentru că e și sezonul vacanțelor și simți așa nevoia să ții și tu o mică vacanță, după tot efortul depus, deci răspunsul la întrebare este da. Tot ea mă întreabă ce înseamnă pentru tine Oriflame. Pentru mine Oriflame înseamnă, în momentele față, jobul meu, din el îmi câștig banii. Și tot ea mă întreabă dacă ai vrea să călătorești, ai călătorii în trecut sau în viitor. Care ar fi primul lucru pe care l-ai face? Cred că aș vrea să călătoresc în viitor, doar să arunc așa o privire, să văd ce se va întâmpla. Iar în cazul în care văd ceva ce nu mi-ar plăcea, de exemplu, Doamne ferește, să se întâmple ceva rău unui apropiat de al meu, mă gândesc că aș reveni în prezent și aș încerca să fac ceva astfel încât în viitor să nu se ajungă la acea situație neplăcută. Tot Georgiana mă întreabă care este cel mai mare vis al tău. Nu știu dacă este neapărat cel mai mare vis al meu, dar este destul de important, zic. Mi-aș dori tare mult să-mi găsesc în Oriflame oameni care să lucreze alături de mine, oameni care să aibă și ei visurile lor și să fie dispuși să muncească și să și le îndeplinească prin Oriflame, iar eu pur și simplu îmi doresc să fiu alături de ei și să-i ajut, să-i dezvolt și să-i sprijin cât pot eu de mult, iar la final, când voi fi răsplătită pentru munca depusă, mi-aș dori
tare mult să am lângă mine toți acești oameni și ei la rândul lor să fie răsplătiți pentru munca lor și să-și fie îndeplinit visele. Știu că poate sună puțin ciudat, dar nu știu, eu cel puțin așa gândesc, mai ales în Oriflame. Georgiana Cavaleru mă întreabă, când vei face un boyfriend tag? Nu știu, nu m-am gândit la asta, trebuie să vorbesc cu prietenul meu să văd ce zice dacă ar vrea să filmeze. Tot ea mă întreabă, ce meserie ai? Meserie, nu știu dacă este chiar termenul potrivit, dar sunt director la Oriflame. Tot ea mă întreabă de ce ai ales să dai la drept. Am ales să dau la drept pentru că am stat un pic așa și mi-am analizat personalitatea și am considerat că mi s-ar potrivi cel mai bine dreptul. Plus că din start domeniul mi s-a părut unul foarte interesant. Tot ea mă întreabă în câte țări ai fost. Am fost doar în Cipru până acum. Unde mergi la mare anul acesta? În Cipru. Ai putea să mă saluți în video? Desigur, bună draga mea! Și ultimele întrebări selectate vin de la Cernega Milena, care mă întreabă. Ești logodită? Nu, nu sunt logodită. Câți ani ai? Am 21 de ani. Cum îl cheamă pe prietenul tău? Îl cheamă Alex. Îți plac produsele Avon? De foarte mult timp nu am mai încercat unele, așa că nu știu să vă zic lucrul acesta, pentru că nu știu dacă le-au mai îmbunătățit sau dacă le-au mai făcut ceva. Și ultima întrebare, la câți ani vrei să fii mamă? Cu siguranță aș vrea să fiu după 28 de ani, eu nu mă văd o mămică tânără, nu mă grăbesc la acest capitol, așa că, da, după 28 de ani. Și acesta a fost videoclipul de astăzi, dacă v-a plăcut nu uitați să-i puneți un like și abonați-vă la canal dacă nu ați făcut-o până acum. Și bineînțeles, nu uitați să vă înscrieți la concurs, încă o dată vă zic, citiți descrierea acestui videoclip pentru a vedea ce trebuie să faceți ca să participați. Eu vă urez mult succes tuturor și chiar și eu sunt curioasă să văd cine va fi norocoasă. Și încă o dată vă zic, nu uitați să mă urmăriți și pe Facebook, dar și pe Instagram, pentru că și acolo se întâmplă chestii, așa că vă aștept cu un like pe pagina mea de Facebook și cu un follow pe Insta, iar linkurile rețelelor mele de socializare le găsiți tot în descrierea videoclipului. Cam atât pentru azi, vă mulțumesc din suflet pentru vizionare, mai ales dacă ați văzut videoclipul cap-coadă și rămâne să ne vedem la următorul videoclip. V-am pupat pe toți! Pa, pa!